Bună ziua, dragi stupari și urmăritorii mei de canal. Iată, am ajuns la sfârșitul anului calendaristic. Mai sunt câteva ore până trecem în nou an. Și astăzi, fiind un pic mai cald, sunt 10 grade, dar se simte că 7 sau 8 grade. Văd că albinele au început să iasă. Au ieșit cam în fiecare zi, așa, stupii tot pe rând. E bine că ies afară și curăță intestinele. Și am zis că să mă uit un pic să văd cam cum iernează. Văd că a scos ceva albină moartă, câte 4, 5, 6, 7, depinde de stup, văd că a scos afară. Și să văd cum stă ghemul, cum e, am să verific 2-3, să vă arăt și dumneavoastră. Și eu sunt curios, nu, dacă nu era timpul ăsta așa mai călduros, nu umblam în ei, dar sper să nu fie nicio problemă. Și acum am să vin așa după mine, să mergem aici la, să zicem, la ăsta. Am zis că hai să-i luăm pe ăsta din mijloc. 2-3 cât sunt, dacă se vede, dacă nu poți vii mai aproape un pic. Deci ei sunt uscați, nu văd că nu are nimic aici e ghemul până aici, 1, 2, 3, 4, 5 și pe ăsta, aproape pe 6 intervale, dar 5 sunt, cam 5 intervale, cam la toți stupii am observat că s-au mai depopulat. Ori n-am apreciat eu cum trebuie, ori cred că s-a mai depopulat, fiindcă a avut pontă până târziu. Albina bătrână care a crescut puiet, deci a îmbătrânit mai devreme, iar albina tânără care probabil nu și-a făcut corpul gras, și aia cred că a murit. Hai să mai arăt la unul, am zis că iau tot al doilea, ca să nu fie așa. Deci aici cam în felul următor. Aici s-a împrăștiat. Oare să fie vreo problemă? De s-a împrăștiat așa albina? Văd că aici albina e foarte împrăștiată. S-ar putea să fie o problemă. S-ar putea să n-aibă matcă aici. Cu toate că a avut. Dar deocamdată nu. Nu putem să facem nimic, nu intervenim cu nimic, rămâne așa. Deci mâncare, hrană au. Hai să mai deschidem unul, dacă tot... Hai să-l deschidem pe asta. Dacă tot am zis, tot al doilea. Vedeți, totul e uscat. Nu e... Nu are umezeală. Sunt stupi care au mai multe rame, din cauza că am mai adăugat o ramă, dar n-am mai reușit să o mai scot. Da, uitați și ăsta aici. 1, 2, 3, 4, 5... Cam 5 intervale, cam așa. Nu cred că sunt mai multe, dar... Aici deja am o ramă în plus, sau două, dar asta o să-i restrâng când, după zborul de curățare, după ce o să... După ce o să iasă la zborul de curățare, după aia o să se încălzească timpul, să sperăm că... Dacă acum e atât de cald și el ies afară, să sperăm că în martie nu o să fie ger ca puietul să oprească ponta sau puietul să,
să moară, să-l canibalizeze. Fiindcă e sfârșit de an, vă doresc multă sănătate, mult succes în toate realizările care le aveți de făcut și un la mulți ani pentru 2023 și să ne auzim la anul cu bine și sănătoși și să avem albine sănătoase, frumoase. Uite cum stau astea aici. Un călduros la mulți ani vă doresc. Doamne ajută!